Obiectivul general al planului integrat de dezvoltare urbană în valoare de peste 10 milioane de euro este dezvoltarea durabilă a municipiului Curtea de Argeș prin asigurarea de servicii publice de calitate, infrastructură și dotări socioedilitare la standarde europene pentru locuitorii municipiului. Infrastructura reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale municipiului Curtea de Argeș, indiferent că este vorba despre străzi, rețeaua de alimentare cu apă, de canalizare sau de infrastructura socială. Toate acestea au ca punct comun nevoia de reabilitare. Așteptăm cu mare interes ziua de 7 mai, când se vor depune ofertele pentru, pe 7 mai se depun ofertele pentru programul integrat de dezvoltare urbană, proiectul de reabilitare străzi. Sperăm să nu mai avem nicio piedică și să începem perioada de evaluare și de execuție a lucrărilor. Această nevoie de reabilitare se justifică prin starea actuală a străzilor, drumurile asfaltate și betonate reprezentând doar 35%, restul fiind acoperite cu pământ, balastru sau pavaj.